Turneul fancluburilor la mini-fotbal organizat de Moldova Sport continuă. În cel de-al doilea meci din cadrul primei etape, suporterii echipei Arsenal au terminat la egalitate partida cu susținătorii echipei franceze PSG. După primele 25 de minute, echipele nu au reușit să găsească drumul către gol. În repriza secundă s-a repetat scenariul primei părți. Atât fanii lui Arsenal cât și cei al lui PSG au avut atacuri periculoase, dar scorul a rămas neschimbat la final de 0-0. Mi-a părut un meci complicat, probabil n-am subestimat, adică am subestimat adversarul. Nu știu, probabil și o pregătire mai bună era necesar. Băieți au fost bravo. Jucătorii echipei adverse spun că au avut o problemă în linia de mijloc și din această cauză nu au reușit să înscrie. Nouă ne-a lipsit mai mult, să-i spunem, inițiativă. Deci s-a văzut o foarte mare problemă la linia de mijloc. Cred că revenim la antrenamente cu tactici, scheme, să vedem cum putem să realiniem schema de atac pentru ca să marcăm. În următoarea etapă, fanii tunarilor vor juca cu susținătorii lui Manchester United, iar suporterii lui PSG îi vor întâlni pe cei ai formației din România, Dinamo București.